fratele lui a fost nevoit să divorțeze și Irod Antipa a luat de soție pe Irodiada. Dar Irodiada avea o fică foarte frumoasă la chip, care era o femeie destrăbălată și dezmățată, ca și maica sa. Și se întâmplă că la o zi de naștere a lui Irod Antipa, probabil consilierii de pe lângă el, de pe lângă Irod Antipa, i-or fi cerut până pe Salome, așa se numea fiica Irodiadei, să danseze puțin pentru noi. Și Irod, arătând că este foarte măridimios, i-a spus lui Salome, dansează pentru mine. Pentru că dacă o să-mi placă dansul tău, îți dau tot ce cer. Jumătate din împărăție, ți-o dau ție. Și Salome a dansat. A fost un dans foarte sensual. A dansat singură. A făcut mișcări foarte sensuale. Și lucrul acesta a prins pofta carnală a lui Irod Antipa. Și după ce a dansat, Irod i-a zis, pe, ce vrei să-ți dea împăratul? Ce dorești? Dar, nu o să știți Biblia, Salomea s-a sfătuit cu maica sa, ce să-i ceară la împărat? Și pentru că Ioan Botezătorul era un spin în coasta lor, avea Duhul profetic peste el, era un predicator înflăcărat, s-a dus în fața lor de câteva ori și a spus, direct, tu ești un curvat și tu ești un destrăbălat. Ce ați făcut voi este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu se poate să iai soția fratelui tău. Dumnezeu să te pedepsească pentru lucrul acesta. Și lui Irod mi-a plăcut acest fapt. Dar mai mult mi-a plăcut Irodiada. Și de aceea Irodiada și-a sfătuit fata. Cere capul lui Ioan Botezătorul. Și cum împărații pe vremuri aveau drept de viață și de moarte asupra supușilor, s-a dus și a spus, asta vrea. Lui Irod i-a părut rău de promisiunea lui. Dar Biblia ne spune și istoria confirmă că a trimis un soldat și a tăiat capul lui Ioan. Și l-a adus pe oltar. Un lucru uribil. O crimă uribilă. O faptă care nu poate să fie scuzată nicicum. Acest Irod Antipa a vrut să-l omoare și pe Iisus. A vrut să-l prindă pe Iisus. Pilat, când a văzut că nu iese la capăt cu liderii religioși, cu Sanhedrinul iudaic și cu marele preot, când a auzit că Irod Antipa domnește și peste Galileea, de unde era Iisus Hristos, galileanul, nu? L-a trimis pe Iisus la Irod, de pe tu. Și așa, cândva ai vrut să-l omoare. Dar Irod n-a cutezat, totuși s-a temut. Mai era câteodată câte un timp de frică de Dumnezeu în el. Pe de altă parte, Iisus, când a vorbit despre Irod Antipa, l-a numit vulpe. Spuneți vulpe acestea. Asta arătând, prin cuvintele lui Iisus, ce fel de caracter are Irod. Viclean. Șire, ca o vulpe. Și în altă ocazie, când a vrut să învețe pe apostolii săi despre păcatul fariseismului, fățărnicie, le-a spus apostolilor săi, păziți-vă de aluatul lui Irod, de fățărnicia lui.
Deci, aceasta este istoria. Și Irod a tăiat capul lui Ioan Botezătorul, la ordinul lui, bineînțeles, el este vinovatul, la fel este vinovată Irodiada și la fel de vinovată este Salome, fiica. Și consilierii care au stat acolo și au fost martori la această crimă oribilă. De ce un text din acesta, un verset din acesta pentru familie? Cum vă spuneam și ieri seara, fiind cuvântul Domnului, este un cuvânt adânc, este un cuvânt profund și este un cuvânt care vorbește despre noi oameni, despre toți. O să vă găsiți în acest tablou, pentru că Irod a luat o decizie. Și decizia pe care el a luat a fost sigur o decizie rea. Problema noastră în aceste vremuri din urmă, dar nu numai acum, a fost o problemă din totdeauna, însă acum este mai acută, este aceasta. Ce decizii luăm în societatea de astăzi? Ce decizii? Cu 2 ani în urmă, parcă, sau 3 sau 4 ani în urmă, s-a votat în România să se amendeze Constituția României ca să redefinească familia. Și să nu se aprobe felul acesta familii homosexuale. Românii, despre care Ion Iliescu spunea, nu ne trebuie Evanghelie în România și nu ne trebuie evangheliști ca să ne evanghelizeze, că poporul român s-a născut creștin. Săracul e. Și creștinii ăștia, mulți români, n-au ieșit la vot decât mai 30%. Și n-a trecut cererea. Constituția încă nu s-a amendat, încă se dezbate. L-am auzit chiar astăzi pe Titus Corlățeanu, senatorul creștin din Senatul României, că faptul că românii nu și-au arătat responsabilitatea față de ceea ce trebuie să fie familia în ochii lui Dumnezeu, un soț și o soție. Suntem pe punctul să fim forțați să scriem în Constituție că familie nu însemnează o uniune benevolă între un bărbat și o femeie, ci familie însemnează o uniune benevolă între doi parteneri care se învoiesc. Marea întrebare, marea problemă este aceasta. Cum iai decizii în societatea în care trăiești? Sunteți familii creștine. Suntem familii creștine. Titlul mesajului meu pentru aceasta, pentru acest seminar, este cine și ce te motivează? Cine și ce te motivează? Ca să iei decizii. Și deși trăim în vremurile din urmă, să știți că lumea nu se schimbă. Este la fel. Dacă puneți pe ecran Galateni 4:29, uitați-vă la acest verset și o să fiți convinși că ceea ce vă spun este de la Domnul, nu este de la mine. Galateni 4:29, a spus? Și cum s-a întâmplat atunci? Uitați-vă care este sfârșitul versetului. Tot așa se întâmplă și acum. O spune Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului. Ce s-a întâmplat pe vremea lui Irod, se întâmplă și asta. Ce s-a întâmplat pe vremea lui Alexandru cel Mare? Se întâmplă și astăzi. Ce s-a întâmplat pe vremea lui Avraam? Se întâmplă și astăzi. Oamenii nu s-au schimbat. Deciziile pe care le iau sunt motivate de anumiți factori. În acest verset pe care l-am citit, Marcu 6:26,
sunt revelate de Duhul Domnului patru motive care, sau argumente care îi motivează pe oameni să ia decizii personale și decizii în familie, decizii de viață. Patru argumente în verset. Și primul lucru, în viață, în familie, în societate, suntem motivați de pasiuni rele. De pasiuni rele. Spune Irod, n-a vrut să o refuze. Când s-a aprins firea în el, la vederea acelui dan senzual, i s-a aprins plăcerea cărnii, dorințele cărnii, pasiuni pentru rău, imaginații murdare. Suntem la conferințe de familie și pot să vă spun lucrul acesta. Nimeni să nu creadă că venind în biserică, nu păcătuiești. Poți să asculți predica. Ascultă-mă bine ce spune acum. Și poți să fie rugăciune și descoperi dumnezeiești în biserică. Dacă nu veghezi asupra ta personal, în timp ce asculți predica și în timp ce te rogi să roagă și în timp ce se cântă cu mintea, poți să dezbraci o femeie, cu mintea poți să dezbraci un bărbat. Se întâmplă lucrul acesta? Se întâmplă. În casa lui. Și aceasta când pofte, pasiunile, dorințele nu sunt sfințite. Nu sunt bune. Firea ocupată de păcat și dominată de păcat face următoarele lucruri. Primul, se împotrivește Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel spune în Galateni 5:17 căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Când ai pasiuni rele, ca și Irod, nu vei avea dorințe de sfințenie. Dorințe să te sfințești mai mult, să te rogi mai mult, să citești Biblia mai mult, să cânți mai mult. Nu. Vei avea pasiuni rele. Vei dori, vei pofti împotriva Duhului Sfânt. Și în felul acesta, uitați ce face firea. Vă dau câteva exemple din Scriptură. Sfidează eternitatea firea. 1 Corinteni 6:9-10. Sfidează moralitatea. Exod 20:16 este porunca a 7. Exod 20:17 este porunca a 10. Firea nestăpânită, poftele nestăpânite, te corup. Proverbe 9:17. Te dezumanizează. De aceea sunt despoți în lume. De aceea sunt teroriști în lume. Pentru că firea și dorințele firești îi dezumanizează pe oameni. Mulțumim Domnului pentru Evanghelie. Și vreau să vă spun apăsat. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu numai mântuie și civilizează. Și civilizează. Uitați-vă în lumea în care trăim. Nu mă refer nici la o religie, dar uitați-vă în lumea în care trăim și observați diferența. Acolo unde a pătruns Evanghelia Domnului Iisus Hristos, acolo e lume civilizată. Unde a pătruns islamismul, se mănâncă unii pe alții. Sunt barbari, sunt criminali, sunt teroriști, urăsc pe oameni, n-au respect pentru viață, n-au respect pentru femei, pentru soții. Vă zice cineva, frate Gog, ești intolerant. Nu sunt intolerant, sunt realist. Dar și în triburile cele mai sălbatice, unde a pătruns Evanghelia, acolo a intrat și civilizația.
Pentru că Dumnezeu schimbă. Unde domină firea, chiar dacă e religioasă. Nu vedeți dumneavoastră că pentru religie se omoară oamenii? Pentru religie se omoară. Firea corupe, dezumanizează. Te îndeamnă la droguri, la beții, sex ilicit, abuz de orice fel. Asta face firea. Pentru că nu te lasă să stai liniștit. Trebuie să faci ceva. Trebuie să găsești ceva. De exemplu, la noi în Statele Unite, actuala administrație, Biden este o administrație cu totul și cu totul lipsită de putere de administrație. Este o administrație incompetentă. Asta este cuvântul, incompetentă. Și granița Statelor Unite cu Mexicul, de exemplu, este o demandadă totală. Anul acesta, de la începutul anului până la ora aceasta, când vă vorbesc eu, au intrat ilegal peste 2 milioane de emigranți. Că nu-i mai întoarce. E acolo poliția, sau acolo autoritățile, îi lasă să intre, îi lasă să intre. Asta e politică. Și numai săptămâna trecută, de la acești emigranți, ilegali, și sunt și români între ei, sunt din toate națiunile Pământului. Sunt și teroriști musulmani. Deci numai săptămâna trecută s-a făcut cea mai mare coptură de, captură de droguri. 480.000 de pastile. Deci într-un bagaj, 480.000 de pastile de fentanil. Fentanil este unul dintre cele mai puternice droguri la ora actuală. Este un opioid de 50 de ori mai puternic decât codeina. Codeina se dă să te amorțească, să te liniștească, de-a binelea. De 50 de ori mai puternic, pentru că este un opioid sintetic. Și de la începutul anului, până la ora aceasta, când o vorbesc, săptămâna trecută, au dat statisticile, peste 30.000 de morți între tine, overdose cu fentanil. Asta este firea. Asta este pofta cărnii. Și Irod a luat o decizie după pofta firii lui pământești. N-a vrut să o refuze. Și de multe ori și noi suntem ispitiți să luăm decizii în aceeași direcție. Păi să nu-l supăr, să nu-l supăr. Spune-i adevărul, dar nu adevărul cu ură. Spune-i adevărul în dragoste, spune Scriptura. Că dacă îi spui cu ură sau cu ceartă, cu mustrare, nu-l primești. Dacă mergi și spui, nu ți-am spus eu așa că așa se întâmplă. Ai pierdut argumentul. Ai pierdut argumentul. Dar dacă îi spui adevărul cu dragoste, pe Efeseni 4 cu 15, ai șansa să-l câștigi. Ai șansa să-l câștigi și să treacă de partea ta, de partea adevărului. Și de acelea deciziile pe care să le ia, să fie decizii făcute în Duhul Sfânt. Nu numai că firea se împotrivește Duhului Sfânt. Firea te înstrăinează de Dumnezeu. Credeți că faptul că Irod a luat o decizie să taie capul lui Ioan l-a apropiat mai mult de Domnul? Pe lângă că mai avea păcatul curviei în spatele lui? Nu. Nu. Te îndepărtează de Dumnezeu invitându-te la imoralitate, la a crede teorii fantastice, cum este evoluționismul, e la modă. Cum toate se întâmplă după evoluționism. Toate. Dar
Știți ce spune evoluționismul, printre altele? Este puterea sau supraviețuirea celui mai puternic. Așa zice evoluționismul. Că de-a lungul milioanelor de ani, cum zic ei, de când am început viața, s-au selectat și animalele și oamenii. Și cum s-au selectat? Prin contradicție, prin confruntare, prin război, prin atac. Și a supraviețuit întotdeauna cel mai puternic, cel mai maciu. Și atunci Hitler a fost motivat să zică evoluționismul este bun. Să-i omorâm pe cei neapărați. Și i-a omorât 6 milioane de evrei, 500 de mii de țigani și alte încă câteva sute de mii din toate națiunile, plus războiul în sine care a mai distrus încă 30 de milioane de oameni. Cel mai mare război mondial. Stalin, numai în Ucraina, a omorât 27 de milioane de oameni. Comunismul, prin înfometare. 27 de milioane. Asta este evoluționismul, supraviețuirea celui mai tare. N-avem nevoie, de aceea trebuie ascuțită mintea copiilor noștri cu cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie ascuțită de noi, cu Biblia. Cum spuneam aseară. Idolatrie. Astăzi avem o idolatrie ieșită din comun. Și idolatria zilelor noastre de astăzi este eu. El. Ne facem statui din euul nostru, le punem pe un pedestal și ne închinăm la euul nostru. Nimeni nu-i ca mine. Nimeni nu predică ca mine, nimeni nu cântă ca mine, nimeni nu vede ca mine, nimeni nu înțelege ca mine. Eu, 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 eu. Nu-i bine, frate. Nu-i bine. Ateism, pornografie, sex și vicin. De ce? Pentru că suntem motivați de pasiunile. Nu vrem să supărăm. Cum spuneam, spune-i adevărul. Dar spune-i în dragoste. Se supără, ea trece. Ea trece. Nu asta trebuie să fie preocuparea mea, că se supără. Preocuparea mea este să-i câștig sufletul pentru Dumnezeu. Și de aceea îi voi spune adevărul. Nu întotdeauna este confortabil adevărul. Credeți că s-au simțit bine farisei și cărturare când Domnul a spus vai de voi, pui de nepârci. Farisei fățarnici. Morminte văruite. Nu s-au simțit bine. Dar așa era. Și la un om care păcătuiește, nu-i poți să-i spui n-ai făcut chiar bine. Spune-i ce a făcut. Ca să se îndrepte. Deciziile în viață nu se iau după pasiuni rele. În al doilea rând, în viață, ca să luăm decizii, și în acest sens din lume este acut de tot, suntem motivați nu numai de pasiuni rele, suntem motivați de priorități rele. Uitați ce spune cuvântul. Dar din pricina jurămintelor sale. A pus cuvântul lui, un cuvânt de om nebun, prioritar, deasupra cuvântului lui Dumnezeu, care spune să nu ucizi, să nu curvești, să nu poftești nevasta aproapelui tău, bunurile aproapelui tău. Asta spune cuvântul Domnului. Oricine pune prioritățile lui sau ale ei, cuvântul lui sau a ei, deasupra cuvântului lui Dumnezeu, nu poate sfârși decât în rău. Crezi tu lucrul acesta? Crezi tu lucrul acesta? Știți de ce?
Cuvintele noastre exprimă starea inimii noastre. Matei 12, cu 34 spune că din prisosul sau din surplusul inimii vorbește gura. Vorbim ce este în inimă. Conținutul inimii fără Dumnezeu este răutate. Cuvintele vorbesc despre identitatea noastră. Spune Proverbe 23:7, pentru că El este așa cum gândește în sufletul său. Este o pagubă, o pierdere imensă să pui prioritățile tale din pricina jurămintelor sale. Cuvântul tău mai presus de cuvântul Domnului. Dau un exemplu pastoral. N-am să vă dau un nume, pentru că nu obișnuim cu acesta. Dar într-o vizită în România, am fost invitat să predic într-o biserică mare, cu un păstor foarte renumit. Și, ca și astăzi, cu fratele Ilie, am ajuns mai repede la biserică. Așa îmi place să ajung mai repede, cu cel puțin 20 de minute, jumătate de oră la biserică. Păstorul era acolo, mi-a și zis, dacă puteți să ajungeți mai repede pe loc, pentru că vreau să schimb câteva cuvinte cu dumneavoastră. Am ajuns. M-a luat în ofis, birou, și mi-a zis așa, frate Goc, am o mărturisire să-ți fac. Nu v-a ascult. Și a zis, am fost atât de supărat pe dumneavoastră, și nu supărat, mânios, încât am vorbit de la învonul bisericii împotriva dumneavoastră și despre dumneavoastră. De lucruri care nu trebuie să le vorbesc. De exemplu, spunea Dumnezeu. Am să vă ilustrez cu două aspecte. Dumneavoastră vorbiți mult despre venirea Domnului. Și eu n-am ascultat casetele sau CD-urile, numai așa parțial, câte unul de când în când. Și au venit frați din biserică și m-au aprins. Și au zis, frate, ați auzit ce predică Gog despre venirea Domnului? Asta predică erezii. Asta predică minciuni, asta predică lucruri neadevărate. Ar trebui să cerem să nu-i se mai permită să intre în România. Auziți? Și să nu-i se mai permită să predice într-o biserică românească când ne strică toată tipologia. Și, by the way, permiteți-mi o paranteză să nu se supere frații care au cântat. Nu este împotriva dumneavoastră, dumneavoastră ce vă spun. Vă dau un exemplu să vă ilustrez. E o cântare foarte frumoasă care ați cântat-o. Se va cânta cântarea veșnicii. Minunat. Ok. Da, refrenul. Puteți să puneți refrenul la cântarea aceasta pe ecran? Că vreau să vă arăt ceva. Ca oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să fim atenți la tot ce vorbim, la tot ce se cântă, la tot ce se spune. Așa. Spune acolo, eroii slavei vin acum acasă. Au biruit în marele necaz. Nu, asta este fals. Asta este nebiblic. Pentru că dacă vă referiți la biserică, biserica n-a biruit în marele necaz. De 2000 de ani biserica este pe pământ. N-a trecut prin necazul cel mare. Mă înțelegeți ce vă spun? Deci asta este fals, nebiblic. Dar cântăm și ne bucurăm, mărit să fie Domnul. Cine verifică? Cine se uită? În teologie, în adevăr, trebuie să stai pe Scriptură. Din marele necaz,
va veni, îmi traduce Cornilescu termen vechi acum, gloată, gloată, sună urât acum, dar o mulțime, deci o mulțime de nenumărată de oameni care vin din necazul cel mare, dar nu sunt Biserica lui Hristos. Nu sunt Biserica lui Hristos. Pentru că Biserica lui Hristos, dacă studiați cu atenție, nu va trece prin necazul cel mare. N-a trecut și nu va trece. Ar fi nedrept Dumnezeu 2000 de ani de biserică să îi ferească de nenorocire așa de mare și apoi pe ultima sută de metri, când trebuie să vină să-și ducă mireasa, nu știu dacă ați mai auzit de mire de felul acesta, care astăzi are nunta și zice, nu mă duc să iau mireasa de acasă. Trimite niște prieteni. Mere și luați-mă și o duceți voi. Dar du-te după ea, că este mireasa ta. Dacă tot îl convinge cineva să se ducă după ea, se uită, frumoasă, pregătită, îmbrăcată, ieși, îi dă o bătaie și o învinețește și nu o zice, mă mergem la altar. Face cineva așa ceva? Credeți că Dumnezeu este mai neînțelept decât noi nepricepuții să vină să-și bage mireasa, să o dea pe mâna lui Anticrist și apoi să zică, nu, hai că te iau de acolo. Amat, frate. După răpirea bisericii, așa ca și paranteză, vor fi trei grupuri de sfinți care se vor mântui după răpirea bisericii. Trei grupuri diferite. Imediat după răpirea bisericii, va fi un grup de sfinți care își vor da seama. Își vor da seama că a avut loc răpirea și au rămas. Și oamenii aceștia se vor pocăi. Nu s-au pocăit niciodată. Însă după răpirea bisericii se va ridica o putere religioasă foarte mare, foarte mare, posibil condusă de Biserica Romano-Catolică și vor iniția din nou Inchiziția. Li se va tăia capul. Deci se va tăia capul. Dacă sunt sfinți din necazul cel mare, aceștia, n-ar pune următoarea întrebare. Vă uitați în capitolul 6 din Apocalipsa ce vă spune. Deci dacă acești sfinți a căror trupuri, suflete sunt sub altar și strigă, până când Doamne zăbovește și răspund sângele nostru, dacă acești sfinți, ascultați-mă bine ce răspund, ar fi din necazul cel mare, n-ar pune această întrebare, că ar fi absurd. Pentru că necazul cel mare durează 7 ani de zi. 7 ani. A câte 350 de zile, 360 de zile fiecare an. Fiecare lună în calendarul iudaic religios este de 30 de zile. 360 de ani. Atâta va dura necazul cel mare. Ani biblici, ani ebraici. Dacă ar fi murit în timpul necazului celui mare, ar ști cât mai este. Pentru că se întâmplă, noi am murit în luna a patra după începerea necazului. Înseamnă că mai sunt 5 ani și 6 luni. Ar ști perfect. Ar ști perfect. Dar spune, până când Doamne zăbovești? Cât mai este? Pentru că ei mor între răpirea bisericii și instaurarea necazului celui mare. Necazul cel mare nu începe nici după răpirea bisericii imediat. Ci începe poate după 3, 4, 5 ani de zile. Durează până când Anticrist se ridică pe scena lumii ca să poată să fie recunoscut ca o putere mondială. El nu-i Dumnezeu să poată într-o zi să fie vlădică, cum spun românii. Trebuie să crească. Trebuie să crească. Asta este un grup de sfinți. Apoi, al doilea grup de sfinți sunt sfinții evanghelizați în timpul necazului celui mare. După ce a început necazul cel mare, pe pământ începe o evanghelizare masivă.
nu este făcută de biserică, că biserica nu e pe pământ, este plecată, este făcută de 144.000 de evangheliști evrei. Așa spune Apocalipsa, Scriptura. La predica acestor 144.000 de evrei se pocăiesc milioane și sute de milioane de oameni pe pământ. Încât nu poți să-i numeri, spune. Asta numește Corminescu Gulat. De unde vin aceștia? Din necazul cel mare. Da, aceștia sunt un grup separat de sfinți. N-aș zice dumneavoastră în Biblie că fiecare va fi în cer la rândul? Atunci nu este numai o ceată biserica și restul lumii, nu. Sunt mai multe cete de sfinți. Mai multe grupări de sfinți. Și aceștia sunt din prima parte a necazului cel mare. Primii 3 ani și jumătate, mulțime aceasta imensă. Pentru că apoi Anticrist să instaureze dictatura absolută la mijlocul săptămânii cele mari. Cum zice Apostolul Pavel, va intra în templul lui Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu și se va ridica împotriva a orice se cheamă Dumnezeu. Și atunci va impune numărul 666. Cine se va împotrivi acestui număr, aceștia vor fi a treia categorie de sfinți care vor fi în cer și ei toți, dar nu parte din biserică. Vor fi cu biserica. Vor fi însoțitorii bisericii. Însoțitorii bisericii pentru eternitate. Și apoi urmează Sfinții Mileniului. Să nu vă supărați, să nu luați nume de rău. Am vrut să facem o parafrază, că noi trebuie să ne uităm la ce scrie în Biblie. Acum se poate corecta foarte ușor. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în lumea de necaz. Asta poți să spui. Că Biblia spune, în lume veți avea necaz. Asta putem să o cântăm, dar nu în marele necaz. Aia nu este corect, nu este biblic. Însă trebuie să, bine, să ne spună cineva, să ne corectăm rugăciunile și cântările și teologie. Mulțumesc pentru atenție. Au biruit în lume de necaz, asta trebuie să poate spune. Domnul a spus, în lume veți avea necazul. Dar nu a spus, în lume veți avea necazul cel mare. Suntem motivați de priorități rene. Ținem cuvântul nostru deasupra cuvântului lui Dumnezeu, dar din pricina jurămintelor sale. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie prioritate pentru noi. Ca să ne motiveze să luăm decizii în viață. Știți de ce? Uitați câte caracteristici pot să fie în cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu sfințește. Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Să nu cădeți în teologia aceasta. Ba, frate, trebuie să treacă biserica prin necaz ca să o sfințească Domnul să o ducă. Dragul meu, de când focul adevărat și nu iarba și împușcarea și tăierea capului o sfințică cineva? Când? Necazul te curățește de relele care le faci. Căci prin necaz Dumnezeu îți atrage atenția să te oprești. Stai, Domnule, încotro te duci. Că până nu, cum zice Psalmul 119, puneți în versetul 67 pe ecran, ca să mă înțeleagă bine, frate. Dacă întârziem puțin, frate Ilie, ne excomunicați. Ați fost? Zice, până ce am fost smerit, ce făceam? Rătăceam. Este dificilă traducerea pentru că te poate duce în eroare. Adică cum? Dacă umblam în răutate, mergeam bine. Dar acum m-am smerit și rătăcesc. Până ce am fost smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Adică ce spune Psalmistul? Până ce am fost smerit, adică până nu ți-ai pus noiaua pe mine să mă oprești, rătăceam. Dar acum, după ce m-ai smerit, m-ai pus la punct, păzesc cuvântul tău. Că așa spune, uitați-vă la, pune și versetul 71. Pentru că acolo se explică, acum versetul 71. Cum zice? Este spre binele meu că m-ai zmerit. Deci până ce m-ai zmerit, rătăceam. Că îmi făceam de cap. Da, ai pus neaua pe mine, m-am oprit. Dar asta face necazul. Te oprește. Îți atrage atenția.
Dumnezeu are numai trei ingrediente cu care sfințește pe oameni. Numai trei. Cuvântul. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Doi. Este sângele Domnului Iisus Hristos care ne sfințește și ne curățește de orice păcat. Amin? Este Duhul Sfânt. Prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt. Amin? Asta e sfințirea lui Dumnezeu. Nu bâta pe noi. Nu necazul. Mi-a omorât copilul să mă sfințească. Cum vorbiți? Ce nu scrie în Biblie? Dumnezeul nostru este mai înțelept decât noi. Și mulțumim Domnului că este înțelept. Cuvântul Domnului sfințește. Cuvântul Domnului naște din nou. 1 Petru 1 cu 23. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în viață și care este cuvântul lui Dumnezeu. Cum să pui acest cuvânt sub eu-l tău? Sub pasiunile tale? Păi eu am zis acum, frate, nu v-am terminat povestea cu fratele ca să mă întorc. Așa. Și a zis și ați vorbit despre familie, despre căsătorie și despre problema copiilor. Și aia am ascultat-o și eu și este împotriva legii lui Dumnezeu. Și de aceea am interzis să mai veniți la noi la biserică să predicați. Dar m-am răzgândit. Mi-a zis dânsul. Și uitați cum m-am răzgândit, frate. Am luat CD-urile, am intrat pe internet, am luat casete, tot ce a fost și am ascultat el. Și am reascultat, și am reascultat. Și când am ascultat, Dumnezeu m-a luminat. Și frate Gol, toată viața mea am predicat ce nu trebuie. Cum nu scrie nimic. Nu s-a predicat adevărul. Ați predicat adevărul. Și vă rog frumos să mă iertați. Și am zis, frate, eu v-am iertat când mi-ați trimis vorbă că sunt un lepătat și să nu mai intru în România și în biserică. Atunci v-am iertat. Pentru că am știut că din neștiință faceți acesta. Și apoi mă întreabă, ca să vedeți. A zis, nu știu ce predicați în seara aceasta aici la noi, frate Gogu, dar vă rog frumos să nu vorbiți nici de venirea Domnului și nici de familie. Că dacă vorbiți acum și nu o să spuneți adevărul, eu ies prost, frate Gogu. Că eu le-am vorbit 30 de ani cum nu trebuie și acum vii și le spui dumneavoastră adevărul. Cum ies eu? Asta e marea noastră problemă. Cum ies eu? Dar puneți întrebarea, cum iese Dumnezeu? Adevărul lui, fața lui, sfințenia lui. Nu te cutremură gândul acesta? Poți greși din neștiință, este drept, și eu am greșit. Și care n-a greșit? Dar, dacă mi-am recunoscut adevărul de greșeala, trebuie să mă duc în fața fraților, că-s contractul, am greșit. Și ce de tare? Pentru că aceasta te înalță în ochii Domnului și te înalță în ochii oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, cum am spus, civilizează, Roman 12 cu 3, fiecare să aibă despre sine o părere cuvincioasă, să privească pe aproapele său cum? Mai presus. Mai presus. Poate că fratele Elie cred că dânsul mă va înțelege ce spun. nu vă dau din nou nume și loc. Da, eram pastor acolo în Prahova, în Ploiești, și am așa de biserici pe lângă biserica din Ploiești. Și într-una din biserici, doi frați se certau în numele Domnului. Toată ziua. Și-au divizat biserica. Unul credea că este mai bun decât celălalt. Și că ăla trebuie să conducă biserica. M-am dus la ei. Da, de două, nu știu de câte. M-am dus de multe. Am văzut că nu ies la capăt nici cum cu ei. Am zis, uitați cum face.
Dumneavoastră vă luați 5 suporte și veniți la București. Și dumneavoastră vă luați 5 suporte din aceeași zi și veniți la București. Și am să am o audiență cu dumneavoastră și cu fratele președinte, cu fratele Bocheanu. Și luăm o decizie acolo. Da, fratele, ziua în care ne-am stabilit-o au fost punctuale. Fiecare cu 5 suporte. Și-au spus povestea în fața fratelui Bocheanu, în fața mea. A încercat fratele Bocheanu să raționeze cu ei. N-a fost cu cine. Am încercat eu. N-a fost cu cine. Și până la urmă, pentru că eu îi păstoream, am zis, frate Bocheanu, cred că trebuie 5 ore i-am apropiat. 5 ore. Zis, frate Bocheanu, nu cred că mai are rost să stăm cu ei. Ne pierdem vreme. Pentru că n-are niciun rost. Oamenii aceștia nu raționează. Asta este realitatea. Nu raționează. Uitați, care este decizia mea de păstor, frate președinte, și vreau să mi-o onorați, pentru că altfel nu, altfel pierd biserică. Și frate Bocanță, frate Lăzăr, ce decizie vrei să iau? Eu te sprijin. Am zis, uitați, de duminică încolo, nici unul din dumneavoastră nu se duce la mod, nici unul din dumneavoastră nu va mai conduce această biserică. Nici nu va predica o perioadă nedefinită de timp. Am să vin eu acolo ca păstor, am să mă consult cu biserica și am să vă numesc un lider, un conducător pe o perioadă de timp până când o să vă vină mintea în loc. S-au bucurat că niciunul nu șef. S-au bucurat. Niște copii. Și au zis, bine, mergem. Și am zis, duminică dimineața, pe rând, vă ridicați în picioare, pe rând, voi doi, și spuneți, fraților, am fost la București, am stat de vorbă cu fratele președinte și cu fratele Goc, păstorul, și s-a ajuns la concluzia că nici unul din noi nu mai este în poziția de conducător, de păstor acestei biserici. Fratele Gog va veni la noi și va numi un nou păstor. Un nou conducător. Ați înțeles? Da, am înțeles. Și se duc ei spre ușă să iasă. Și mă deamnă Duhul Domnului și zic, ia stați puțin. Deci duminică dimineața vă duceți în fața bisericii amândoi. Și am zis, hai să dăm un nume așa. Frate Casian. Și pe celălalt să se încărcheamă Petre. Frate Casian. Te ridici în picioare și ce spui? Eu vreau să-ți aud cuvintele. Frate, o să zic, frații au hotărât ca niciunul dintre noi să nu fie lucrător până veți veni de asta și veți veni un alt. Bun. Frate Petre, deci este nume fictive ca să le ia. Frate Petre, fratele Petre a zis, frate, pe exact cum a spus dumneavoastră. Mă duc duminică dimineața, mă ridic și eu în biserică și spun fraților, frații din conducerea cultului, împreună cu fratele Goc, fratele Bocheanu, au spus că niciunul dintre noi nu este păstor, dar fratele Casian este ajutorul meu. Vă dați seama cum am înțeles. Este euul meu. Este euul meu. Dar cuvântul lui ne civilizează, să vedem pe semenul nostru mai presus decât pe noi. Cuvântul lui Dumnezeu este relevant, adică valabil. În Deuteronom 6:7, cuvântul Domnului spune și spuneți legile mele copiilor, copiilor voștri după voi. E bun și pentru copiii noștri din 2022. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu aduce fericire reală. Deuteronom 6:8, acea creștină, atunci veți fi fericiți și binecuvântați. Cuvântul lui eliberează. Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Cuvântul lui prezervează, te păstrează pentru tine. Ia uziți aceste versete care sunt banalizate în biserică. Dar acum trebuie să le dați greutatea care o are cuvântul. Psalmul 119 cu versetul 9.
Cum își va ținea tânărul curată cărarea? La discotecă mergând. Așa scrie? Pe internet? Învățăm Evanghelia de la Disney Channel sau de la National Geographic? Cum își va ținea tânărul? Dar nu numai tânărul, și bătrânul cărarea. Îndreptându-se după cuvântul tău. Și Psalmul 119 și versetul 11, din nou, e prezervarea noastră, protecția noastră, păstrarea noastră. Strâng cuvântul tău în inima mea, cu ce scop? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dar, frate, eu am zis acum, că ies de rușine. Apostolul Pavel a spus-o mai aspru. Să vă citesc cum o spune Apostolul Pavel. O știți, nu? Foarte bine. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nu ascultați-vă cum ce spune Pavel. Nici de cum. Dimpotrivă. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Adică oricine pune cuvântul lor deasupra lui Dumnezeu, sunt socotiți niște mincinoși. Suntem motivați de pasiunile, suntem motivați de prioritățile, și trei, suntem motivați de persoanele. Și din pricina oaspeților, spune versetul acesta. Din pricina oaspeților a luat Irod decizia care a luat-o. Că asta este subiectul. Cum luăm noi decizii? Cine ne influențează să luăm decizii? Pasiunile, prioritățile și persoanele din jurul nostru. Tinerii, presiuni din partea prietenilor. Vrei să fii acceptat în grup. Vrei să fii și tu macho, ca și ei. Vrei să ai popularitatea lor. Nu merge. Dacă vrei să fii copilul Domnului, trebuie să fii popular cu Domnul, nu cu oameni. Pentru că dacă Irod n-a putut să-și tragă cuvântul din pricina consilierilor care erau în el, vă zic că și erau niște bețivași, niște criminali, ca și el. Păi el trebuie să dicteze hotărârile noastre. Prin binecuvântarea Domnului avem doi fii și cinci nepoți. Și bun. Mulțumesc. Și când fiul cel mare, Flaviu, a intrat în liceu, a învățat să cânte la trompetă și la violoncel și a intrat în orchestra liceu, ca trompetist. Și vine Flaviu la casă și zice, tati, mami, știți ce? Vreau să vă rog. Deci, grupa noastră de trompetiști de la orchestră se duce în fiecare weekend la mini-golf. Jocuri pentru copii și adulți. Ok, e vinovat. Și vreau să mă duc și eu cu ei într-un weekend. De dimineața până seara. Și să dorm o peste noapte cu ei. Să se adune, să aibă un, noi americani spunem, slumber party. O noapte de dormit, dar e de nedormit, că nu dormi când îți zace împreună. Și vreau să mă duc și eu. Sunt cu un grup, orchestră. La mine și am zis plăcuți. De la bun început, eu nu-ți dau voie să te duci să dormi la nimeni.
Dacă vreți să aveți o noapte lungă cu prietenii, aduceți-vă voi prietenii la noi. Vă las. Pocăiți, nepocăiți, aduceți-i la noi. Pentru că ce vin odată sau de două ori, nu mai vin niciodată. Pentru că nu o să vă las să vă uitați nu știu la ce filme, nu o să vă las să vă cumpărați bere și nu o să vă las să faceți toate jmecăriile care le faceți voi, ne supravegheați de părinți. Tati, tu întotdeauna ești... Nu sunt întotdeauna, eu vreau să te feresc pe tine de rău. Ei, s-a dus el nemulțumit, dar știți cum îți copii? Să duc la mama, că pe mama o pot convinge mai repede. Mame, te rog, vorbește tu cu tatăl. Și soția a spus, Flăviuță, tatăl e dreptate. Acolo copiii, colegii tăi nu sunt pocăiți. Ei în jur, beau și n-au voi că sunteți considerați minori, la seama. Și faceți rele. Că diavolul nu vine la tine dintr-o dată să zică hai să ai sex ilicit cu nu știu cine. Că știe că nu te poate duce în felul acesta. Dar o minciună, o înșelăciune, așa, pas cu pas te prinde. Și soția vine la mine și a zis uite ce am avut flagul din nou cu mine și uite ce i-am spus. Și l-am chemat, pe plajă în splăcă. Uite, ești din clasa 9. Până în clasa 12-a, ai 4 ani la dispoziție. Îți dau voie o singură dată să te duci la minigolf cu colegii tăi. Dar nu acum, după ce te mai maturizezi. Acum ai pe clasa 12. Dar o singură dată. Și să nu încerci mai mult, că nu-ți trebuie. Nu trece mult, poate 2-3 luni de zile, și Flaviu vine la mine și zice, tati, mi-ai promis că mă lași odată la golf. Vreau să mă duc weekendul următor. Am zis, Flaviu, am zis că până în clasa 12, că n-ai terminat-o pe a 9. Dar acum că este și un eveniment special și acum vreau să mă duc, acum vreau să mă duc. Și soția mi-a făcut semnul. Hai, lasă. Că așa se întâmplă în casă, nu? Și am zis, te las, ok, hai că te las, dar ții minte ce ți-a spus mama, ții minte ce ți-a spus tata și nu faci ce face mulțime, nu tai. Și asta se întâmpla luni sau marți și sâmbăta se meargă la minimum. Joia, la biserică, eu m-am dus singur și soția a venit mai pe urmă cu ei când a susit. Când i-a luat de la școală. Și eu țineam un studiu din Epistola lui Iacov. Și tocmai în acea joi seara am vorbit de Iacov 4:4. Nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și când s-a terminat biserica, soția lua băieții mai repede să plece acasă, eu mai rămas cu problemele de biserică. Și pe drum, Flaviu îi spune soției, mami, nu mă mai duc sâmbătă la golf. Și dar de ce? Abia l-am convins că trai că tu să te lasă și acum nu te mai duci? Nu mă duc, mami. Și predica lui tata m-a terminat. M-a convins. Dar cum te-a convins? Păi zice, astăzi, în timpul zilei, după ce am terminat ora de muzică, de repetiție care au avut-o, au venit la mine colegii și a zis, Flaviu, sâmbătă mergem la golf. Și acolo este o regulă la golf. Restaurantul de lângă golf era o pizzerie, dar unde se vindea și bere și de alte lucruri. Restaurantul de lângă golf, dacă se duce un grup până la 10 persoane, chiar până la 15, și spune la restaurant, noi suntem un grup de prieteni de la școală și acesta sau aceasta, băiat sau fată, are ziua de naștere astăzi. Restaurantul are un obicei frumos. Dă la fiecare
membru din grup câte o felie de pizza pe gratis și câte un can de Coca-Cola. Așa face, ca să țină clienți, să-i atragă clienți acolo. Și am zis lui Flaviu, sâmbătă mergem și tu spui că ai ziua de naștere. Și a zis Flaviu, că nu pot spune că am ziua de naștere, că nu-i ziua de naștere a mea. Zice, a mea e numai în septembrie, acum suntem numai în mai. Să zicem așa. Păi nu, zice, trebuie să spui că e ziua ta de naștere. Păi cum să spun că e ziua mea de naștere acum când nu este? Zice, noi toți am spus și n-a fost. Acum numai tu n-ai fost acolo, că te recunoaște de la o vreme că te tot duci acolo, te observă. Spui că e ziua ta de naștere. Și a spus la eu nu spun, că eu nu pot să mint. Și colegii au spus, atunci dacă nu minți, nu fii cu noi. N-ai parte în grupul nostru. Asta este presiunea din afară. Ca să te determine să iei decizii. Irod a zis, fața cretinilor a spus, dau jumătate din împărăție să-mi trag eu cuvântul. Care-i soluționarea acestei crize? Este simplă. Schimbă-ți prietenii. Dacă ai prieteni care te învață la rău, schimbă-ți prietenii. Psalmul 119 cu versetul 63 spune, sunt prieteni cu toți ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Versetul 113 din acela psalm, urăsc pe oamenii nehotăriți, dar iubesc legea ta. Versetul 163, urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. Aplică aceasta. Aplică psalmul 101, unde vei găsi stilul de viață pe care trebuie să-l adopte este închinarea, în casă să domnească neprihănirea, relațional, zice David, urăsc calea păcătoșilor, iar nu se va lipi de mine. Nu vreau în jurul meu să fie mincinoși, înșelători, oameni mândri și oameni cu inimă stricată. Nu. Și în al patrulea rând și în ultimul rând, suntem motivați de o putere rea. Pasiune, prioritățile, prietenele și puterile. E simplu de se numim. Irod avea toată puterea, dar n-a folosit-o în scopuri buni. Mândria a fost puterea lui cea mai mare. Și Lucifer a avut putere. Conducea închinarea în cer. Dacă vreți, pentru un studiu aprofundat, vă fac o afirmație în fața dumneavoastră și să nu vă speriați. Să știți că primul Mesia a fost Lucifer. Mesia înseamnă uns. Primul care a fost uns să fie mare preot în cer a fost Lucifer. Dar i-a intrat la cap că e mare. Și puterea a folosit în scopul real. Mândria este urâtă de Domnul, mândria nu și-are loc în creștinism, mândria, să nu vă supărați, conduce la idioțenie. Mândria vorbește spiritual, mândria caută locul din tâi, mândria refuză să vadă realitatea. Și te duce la decizii rele. În concluzie, întreabă-te ce te motivează să iei decizii. Pasiuni rele, priorități rele, persoane rele, putere rea. Dacă vrei să te motiveze ceva, roagă-te Domnului să te motiveze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Și roagă-te Domnului să te lași motivat de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că știți ce spune Scriptura și cu aceasta am încheiat? Poporul meu pierde din lipsă de cunoaștere. De-aia nu știm să luăm decizii. Și în aceste vremuri din urmă, dacă vrei să iei decizii bune, nu te lua după poftele tale, pe pasiunile tale, prioritățile tale, fără Scriptură,
după prietenii tăi care te învață să faci rele și nici după puterea care o ai, poziția care o ai. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Amen.